17 mai este termenul limită până la care fermierii din țara Făgărașului care au terenuri agricole pot să mai depună cereri la APIA pentru a primi subvenție fără să fie penalizați. Până acum doar 1600 de agricultori au depus cereri față de anul trecut, când numărul solicitanților era cu mult mai mare. Fermierii din țara Făgărașului care au terenuri agricole și vor să obțină subvenții pe 2010 trebuie să se grăbească și să depună cereri la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. 17 mai este termenul limită până la care mai pot solicita acest sprijin fără a fi penalizați. Reprezentanții APIA îi îndeamnă pe fermier să nu lase această activitate pe ultima sută de metri. Până acum au depus cereri la noi, la voi, la aproximativ 1600 de fermieri. Ceva mai puțin decât anul trecut pe vremea asta. Ultima zi, conform reglementărilor generale europene, este 15 mai, dar având în vedere că e sâmbătă, ultima cerere de depunere va fi 17 mai, fără penalizări, urmând ca până în 9 iunie inclusiv să putem primi cereri, dar cu o penalizare de 0,25% pe zi. Sprijinul financiar este acordat doar pentru exploatațiile agricole de cel puțin un hectar. Pentru a beneficia de acest sprijin de la Uniunea Europeană și de la stat, oamenii trebuie să depună, pe lângă cerere, și actele doveditoare folosirii terenului pentru care cer subvenție. În plus, extrasul de cont din 2010 și copie după actul de identitate sunt obligatorii.